Bună ziua, oameni buni, și bine ați revenit la Interviews for Hope. Avem o doamnă specială invitată din Deva, doamna Izabela Hașa, care este actriță și este o doamnă deosebită. Bine ați venit în Interviews for Hope, doamna Izabela. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. Bună ziua, Corneliu! Mulțumesc pentru invitație! Mă bucur tare mult să te văd! Nu te-am văzut de când erai mic? Eu sunt născută în Foșlobeni. Acum, Foșlobeni Harghita, pe Valea Mureșului. Da, trebuie să dezvălui acest secret. Și de 35 de ani sunt în Deva, unde am venit printr-un concurs la teatrul de revistă, era atunci. Și în perioada aceasta a pandemiei chiar mi-a făcut așa o introspecție și mă gândeam ce viață frumoasă și fericită am avut și că nu am niciun motiv să fiu speriată și supărată de ce se întâmplă, viața merge înainte. Îmi spuneam că, Doamne, sunt un actor bogat, nu financiar, ci datorită rolurilor jucate, pentru că am avut șansa, datorită metamorfozelor prin care a trecut Teatrul Deven, să joc și revistă, și cabaret politic, și comedie, și dramă, și monodramă, și spectacole pentru copii. Am prezentat foarte multe evenimente, am regizat eu festivaluri, am făcut cursuri de teatru pentru copii, am scris 5 cărți și sunt coautor la multe alte cărți, am colaborat cu multe publicații. Am fost așa o neliniștită, mereu am căutat creația și ea pe mine, într-un fel, de la 4 ani sunt pe scenă și mama ta mi-a fost o profesoară atât de bună și dragă și am avut parte de profesori buni și competenți acolo în Voșlobeni. Apoi am plecat la liceu la Odorheiu Secuiesc la pedagogii. După aceea m-am mutat la chimie, la Topisa, fiindcă auzeam că dau repartiții în București și doream să ajung în București. În orice caz, o viață fabuloasă am avut până în acest moment. Am o familie frumoasă, sunt căsătorită de 31 de ani, avem o fetiță care este licențiată în teatrologie la Universitatea Babeș-Bolyai. Mulțumesc! Doamna Izabela, foarte frumos, mă bucur să vă revăd și proiectul nostru este despre oameni deosebiți care își ridică comunitățile. Este un fel de proiect de la om la om, uman. Am trecut și încă trecem printr-o perioadă foarte interesantă cu acest virus, această pandemie. Spuneți-mi, cum v-a influențat viața, dar nu din punct de vedere medical, uman, sufletesc? O, da, într-adevăr, am fost la început șocată când am văzut imaginile din Wuhan și apoi morții din Italia. Izoleta aceea era de-a dreptul înfricoșătoare, însă mi-am spus mereu și mie și familiei și celor din jur, pentru că am avut, vă spun, prieteni, colegi care au făcut atacuri de panică și eu eram cea puternică care încurajam pe toată lumea și am spus, suntem copiii lui Dumnezeu, noi suntem puternici, noi trebuie să avem încredere în noi și vom izbândi. Omenirea a trecut de-a lungul mileniilor prin atâtea boli, ciumă, holeră, lepră, au mai fost și alte pandemii. Am început să studiez foarte mult ce e cu această entitate invizibilă. Și, Doamne, veneau zilnic informații și tot felul de diversiuni și conspirații și fake news-uri. La un moment dat am spus, Doamne, nu, trebuie să abandonez. Chiar de asta vreau să vă întreb, provocarea dumneavoastră interioară, pentru că pe noi ne interesează foarte mult partea de introspecție, cum am simțit sufletește toată povestea. Deci care a fost provocarea dumneavoastră interioară în perioada asta? A fost să mă păstrez în liniște, în iubire și în lumină. Și atunci m-am ocupat exclusiv de familie și de creație. Am făcut dramatizări, am citit, am recitit cărțile dragi, mi-am făcut ordine în bibliotecă, aveam peste 2000 de volume și multe cărți care le-am citit și am spus, poate aduc bucurie altora, le-am pus în 4 saci și le-am donat. La fel am făcut și cu lucrurile de vestimentație, multe haine, încălțăminte,
bijuterii, nu știu, pe care nu le, dacă nu le porți 2-3 ani, înseamnă că nu le mai porți niciodată. Și fiica mea nu dorește să le poarte, iar alt stil, alt gen. Și le-am donat și mi-am ușurat sufletul și mă simțeam atât de bine că sunt utilă și în perioada aceasta. Deci asta și v-a ghidat pe dumneavoastră, un fel de generozitate. Și de generozitate. M-am gândit de asemenea. Am pe stradă și în zonă niște oameni în vârstă care nu puteau să meargă să-și facă cumpărăturile și nu-i frumos să spui, dar nu vreau să mă laud, dar am ajutat și astfel, am încercat să fiu utilă. Am revăzut casete video de pe vremuri cu spectacole vechi, nu prea îmi place să mă uit la mine, dar... Am zis, acum e momentul, după zeci de ani, să revăd începuturile mele teatrale. Și am încercat să ne umplem timpul în modul frumos și creativ, să nu ne lăsăm pradă fricii. Frica e de la diavol, nu are ce căuta în viața noastră, chiar deloc. Iar acolo vreau să ajung, doamna Izabela. Cu toate că este o perioadă destul de ciudată, ce lucruri pozitive credeți că a adus această pandemie? Că sunt și părți pozitive, exact cum spuneați dumneavoastră. Oamenii poate mai generoși. S-a restartat pământul. Toată lumea a văzut cum s-au curățat apele și vegetația și aerul și, nu știu, totul în jur. O curățare generală și asta continuă. Și lumea e într-o transformare fantastică, eu o simt energetic. Noi trebuie să ne pregătim pentru o lume mult mai bună. Malraux spunea că secolul 21 este un secol în care religia va crește foarte mult sau va fi religios sau nu va mai fi deloc. Trebuie să ne întoarcem cu fața la Dumnezeu. Mulți oameni care au ajuns să fie extrem de bogați, numai în momentul în care sunt bolnavi, își mai amintesc că suntem copiii lui Dumnezeu și că nimic nu se poate fără El. Și cred că a fost așa o palmă dată omenirii, această pandemie. Deci, doamna Izabela, care ar fi lecția care ar trebui să o învățăm din toată povestea asta? Apropo de ce spuneați dumneavoastră de frumos. Să fim mai buni, mai omenoși, mai smeriți, mai umani, să avem alte valori. Valorile sunt întoarse la ora actuală. Dacă vă uitați pe unele posturi de televiziune, e înfiorător ce promovează. Proiectul nostru este exact pentru a aduna oameni deosebiți, oameni care nu sunt mediocri, oameni care chiar... le pasă de cei de lângă, oameni care sunt creativi, oameni care au suflet, oameni care au puterea de a fi generoși. Asta e ideea. Pentru că eu cred că lumea s-a săturat să vadă numai promovați doar oameni ciudați, de slabă calitate. România este formată în majoritate din oameni deosebiți, oameni care își văd de treabă, oameni care sunt buni. Exact asta vrem să aducem noi cu proiectul acesta Interviews for Hope și ce vreau să vă mai întreb, doamna Izabela, este valorile care ar trebui să devină prioritare. Ne-ați spus deja câteva, dar niște valori puternice care le vedeți că ar trebui să iasă din povestea asta. Care ar fi? Da, din păcate s-au făcut vedete din analfabete. Vedeți bine care sunt valorile în lume. Oameni ai academiilor din întreaga lume, oameni care au premiul Nobel în buzunar, acelea sunt valori, valorile spirituale. Ce caută toată ziua pe sticlă niște ființe care nu știu ce ocupații au și care devin modele periculoase pentru copiii noștri? Credeți-mă, eu ani de zile am ținut cursuri de actorie cu copiii. Și dacă îi întrebai, totuși, de ce vii la aceste cursuri? Pentru că îmi place teatru și pentru că îmi place de dumneavoastră și vin la toate spectacolele. Dar eu când o să fiu mare, vreau să fiu
cutare domnișoară care... Ceea ce vreau să spun, doamna Izabela, e că eu nu prea cred în teoria conspirației, dar totuși ceva există. Eu cred că e foarte ușor să conduci un popor care este neinformat din cult. Și eu cred că, până la urmă, s-ar putea să fie o chestie chiar voită, să se dea modele false, modele slabe, ca să scadă identitatea și valorile unui om. E foarte ușor de condus un om confuz. Și, din păcate, cred că asta se întâmplă. Și noi, care mai înțelegem sau încercăm să înțelegem, eu cred că trebuie să luptăm un pic împotriva la partea asta. Și mă duce la următoarea întrebare, doamna Izabela. Cum abordați frica asta care este indusă de mass media pentru toată povestea asta? Că e clar că e și o spălare de creier aici. Încerc să o privesc ca la teatru. Eu cu detașare. Nu mă implic. Mă gândesc ce pot să fac să nu mai fie așa. Cum pot să ajut? Cum pot să curăț lumea asta de frică, de teroare? Și atunci vin cu texte, cu poezii, cu spectacole, sun oameni, cu un zâmbet îi oblig să fie veseli, să fie toți oamenii sunt frumoși și buni. Trebuie doar să scoată latura asta din ei, să nu lase umbra, lumina să fie întotdeauna mai sus decât umbra. Înțeleg. Și valorile care țin de suflet sunt importante, cu toate că lumea le-a ignorat foarte mult în trecut și îmi place foarte mult ce spune doamna Izabela, e mare lucru să găsești oameni care au forța de a face așa ceva. Dar dacă dumneavoastră ați avea puterea, să zic, peste toată situația asta sau puterea în România, ce ați face? Of, Doamne! Aș face o lume în care să nu mai există boală și suferință și necazuri de niciun fel. O lume plină de armonie. Dar armonia pleacă din noi și dacă noi, fiecare, am fi în deplină armonie, credeți-mă că asta s-ar simți în societate. Eu oriunde mă aflu, am în permanență un zâmbet pe buze, chiar și sub mască, credeți-mă. Și pe mine m-a ghidat întotdeauna ca un motto poezia Dacă a lui Rudyard Kipling. A fost așa motoul vieții mele și, dacă îmi permiteți, chiar aș recita-o pentru cei care ne ascultă. Da, vă rog, doamna Izabela. Dacă îți rămâne mintea când cei din jur și-o pierd și fiindcă o ai, te apasă sub vorbe care dor. Dacă mai crezi în tine când alții nu mai cred și ierți și nu te superi de îndoiala lor, dacă de așteptare nu ostenești nici când, nici de minciuna goală nu-ți clatin gândul drept, dacă izbit de ură nu te răzbuni urând și totuși nu-ți pui mască de sfânt sau de înțelept, dacă visezi, dar visul stăpân de nu ți-l faci sau gândul, deși judeci, de nu-ți e unic țel, dacă încercând triumful sau prăbușirea, taci și poți prin amândouă trecând să fii la fel, dacă înduri să afli cinstitul tău cuvânt răstălmăcit, naivii să-l ducă în ispită sau truda vieții tale înspulberată în vânt, de poate iar să o înalțe un alta-ți greu tocită. Dacă poți strânge toate câștigurile tale ca să le joci pe o carte și să le pierzi așa. Și iarăși de la capăt să iei aceeași cale fără să spui o vorbă de neizbânda ta. Dacă poți inima, gândul și nervii să-i pui să te slujească peste puterea lor, deși o altă forță în trupul firav nu-i afară de voința ce le impune spor. Dacă te vrea mulțimea, deși n-ai lingușit, sau lângă rece umbli ca lângă un oarecare, dacă de răi sau prieteni nu poți să fii rănit,
Dacă nu numai unul, ci toți îți dau crezare. Dacă ajungi să umpli minutul trecător cu 60 de clipe de veșnicii mereu, vei fi pe-ntreg pământul de plin stăpânitor. Și mai presus de toate, un om, copilul meu. Eu mereu mi-am repetat această poezie în gând, în momente de tristețe, de cumpănă, de încercări, pentru că nu am avut o viață ușoară, credeți-mă. Am trecut prin multe furtuni, dar întotdeauna cu încrederea, cu credința că binele învinge. Nu știu, eu de mică, din povești, știam că binele triumfă și așa am rămas. Am rămas cu sufletul de copil și cu această încredere. Este incredibil. Totul este vrei. Doamna Izabela, eu aș folosi poezia și felul în care dumneavoastră ați recitat ca un fel de imn al pandemiei, pentru că este într-adevăr special ce ne-ați oferit acum. Este grozav. Și pe lângă această poezie, v-aș ruga să ne spuneți un singur cuvânt, un cuvânt care inspiră, care dă speranță oamenilor. Pentru mine, iubirea. Noi, esența vieții este iubirea și cred că totul în lumea asta se înalță, crește și se vindecă cu iubire. Am experimentat asta. Dacă fetița mea era bolnavă când eram mică, de multe ori am reușit prin iubire, prin mângâieri, prin vorbe bune și calde, să-i ridic probabil vibrația sau energia sau nu știu. Am făcut-o să se simtă cel mai de preț. Om. Om de pe pământ. Și atunci a renăscut, s-a refăcut. Iubirea cred că lucrează la nivel celular și noi nici nu ne dăm seama. Dar ați văzut că atunci când un om e îndrăgostit, strălucește tot în el, e atât de luminos, îi strălucesc ochii, fața, totul, totul. Deci noi cred că asta am uitat, apropo de cuvântul dumneavoastră iubire. Oamenii au uitat să meargă spre simplitate, pentru că sună ciudat când spui ce te inspiră, iubirea. Iubirea, toată lumea spune iubire, dar nu, este foarte important să acceptăm simplitatea acestui cuvânt și felul în care dumneavoastră o spuneți îi dă încărcătură și mai mare, doamna Izabela. Pe lângă ceea ce ne-a spus până acum, doamna Izabela, poezia și partea care ține de suflet, de cărți. În perioada asta, lumea e clar că s-a întors un pic spre carte, pentru că a stat în casă mult. Ce carte ați recomanda celor care ne privesc acum? O carte care v-a inspirat, nu știu, în trecut sau acum? Da, sunt foarte multe cărți, dar m-aș gândi la Micul Prinț. Da, acum de Saint-Exupéry, da. Da, sigur că da, mi-e tare mult, mi-a plăcut. Este inocența adultului, până la urmă, în Micul. Da! Pentru că toți Jurnalul Fericirii. Steinhardt, da. Cărțile lui Osho sunt foarte motivante sau cărțile părintelui Savatie Baștovoi îmi plac și sunt așa pe sufletul omului. Sunt multe, Doamne, poate de recitit și cărțile copilăriei. Da, mi-amintesc. Da, frumos. Ce fericită eram când prindeam în copilărie o carte bună și mama a avut darul de a-mi citi de mică și probabil de aceea am îndrăgit atât de mult lectura și teatru și... De pe vremea noastră asta era toată povestea, era cititul. Noi, ai mei fiind profesori, trebuia să citim în fiecare săptămână o carte a unui clasic, de la Dostoevski, la Victor Hugo sau literatura americană, trebuia să citim poezie. Și se ajută. De acolo se pornește partea sensibilă. Trebuie neapărat să citești. Doamna Izabela, acum la sfârșit de interviu, a fost o discuție fenomenală, chiar legată de suflet, deci efectiv m-a ridicat pe mine ca om și cei care se uită sper să simtă la fel.
aș vrea să transmiteți un fel un mesaj pentru lume, pentru cei care se uită, din partea dumneavoastră, o actriță, o doamnă deosebită din Deva. Da, nimic nu e nou sub soare, vom trece și peste asta și mesajul meu aș vrea să fie tot într-o poezie scrisă de Nichita Stănescu. Vă rog. Nici o diferență nu este între inima mea și inima ta. Nici o diferență nu este între ochiul meu și ochiul tău. Dar nu e așa că la mine este toamnă și că la tine este primăvară. Nici o diferență nu este între cel care moare și cel care se naște. Dar, scumpilor, ocoliți dacă puteți durerea. Înlocuiți-o dacă puteți cu mirarea. Vă rog, înlocuiți durerea cu mirarea. Pentru că vă spun vouă, cine se mai poate mira, este salvat. Așa că să ne mirăm și wow, să ne bucurăm și să rămânem în lumină și să iubim tot ce ne înconjoară. Natură, și oameni. Și Lucian Blaga vorbea de mirare, tot în exact acest fel, dar foarte frumos, doamna Izabela, vă mulțumim din suflet. Și eu îți mulțumesc, Corneliu, și te felicit pentru tot ce faci, promovezi locuri, oameni, fapte, ești o minune de om și sper să ne revedem cât de curând. Mulțumim din suflet, mulțumesc foarte mult, doamna Izabela, toate bune din partea noastră și sper să ne vedem pe la Deva sau la Târgu Mureș sau oriunde în zona noastră. Cu mare drag. Peste tot. Vă mulțumim din suflet. Și eu.